Deci azi, 27.05.2016, are loc ședința Consiliului Local Comunei Sângureni, ședință ordinară. Se dă citire ordinea de zi. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Sângureni, a unor suprafațe de teren aflată în extravilanul Comunei Sângureni, județul Bacău. Inițiator, primarul comun. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în chiria unui spațiu în vederea funcționării secției de votare numărul 560, fosta școală generală cu clasă 1-4 Stufu, din satul Stufu, comuna Sândule. Inițiator, primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sândule, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Să o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se dă citire punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Sândureni a unor suprafețe de teren aflate în extravilanul Comunei Sândureni de Bacău. Inițiator, primarul comun. În anul 2005, prin fondul de rezervă a Guvernului, s-a început Puntea de la Mateiești, construcția Puntei de la Mateiești. Programul Planul Național de Dezvoltare Locală a deschis o nouă sesiune și perioada de depunere este până pe 16 octombrie pentru depunerea proiectelor pe inundațiile din 2014. Inundațiile noastre au fost în 2005, dar îl voi depune proiectul pe Puntea de la Mateiești pentru că a fost tot pe inundații. Nu știu dacă va fi primit, dacă va fi acceptat spre finanțare, dar va fi depus. Problema este că când s-a început această investiție, nu a fost cadastru. Trebuie făcut în primul rând cadastru și cadastru pe pajiște. După cum știți, Puntea de la Mateiești are două părți laterale și intrăm pe pajiștea comunală. Intrând pe pajiștea comunală, ne trebuie diminuare de pajiște. Noi avem diminuare de pajiște, vom trece din domeniul privat în domeniul public, de asemenea, va trebui să închirem o anumită suprafață de pe tazău. Acum nu știu pe cât avem diminuarea de pajiște, dar dacă avem suprafața necesară pe diminuarea de pajiște, pe ordinul de prefectul de diminuare, nu va mai trebui făcute această diminuare prin hotărâri de guvern. Ce vreau să spun? Până acum 2 ani de zile, diminuarea de pajiște se făcea prin ordinul prefectului, dar începând de 2 ani de zile se face prin hotărâre de guvern. Acum nu știm atât de bine care sunt suprafețele, dar ne trebuie hotărârea de Consiliul Local, astfel încât să începem să facem cadastru. Domnul secretar, dacă mai aveți ceva de completat? Da, e felul următor. Noi trebuie să ne intabulăm dreptul de proprietate. De intabulat dreptul de proprietate și intabularea spațiului, adică Direcția Apelor, Ministerul Apelor, ce au făcut? Au intabulat toată apa. Toată apa am intabulat. Dar acolo unde au găsit anumite poziții, nu au intabulat suprafețele respective. Acum nou, pentru că acel pod era început să fi construit, ne permite doar închirierea fără hotărâri de guvern. Acum, adică o intabulare doar de primărie pe suprafața respectivă. Noi intabulăm dreptul nostru de proprietate. Deci asta este pentru realizarea investițiilor. Ok, așa este. Ați înscrie la cuvânt? Întrebă? Da. Supunem la vot. Spuneți dacă eu am voie să participe aici, vreau să fac și un lucru. Da, acum vis-a-vis de punctul ăsta, de pe ordinea de zi. Nu întreabă, eu doar asist. Perfect, bun. Întrebați. Dacă să supunem la vot? Pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 2. Da? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în chiria unui spațiu în vederea funcționării secției de votare numărul 560, fosta școală generală cu clasele 1-4, Stufu, din satul Stufu, comuna Sândulea. Inițiator, primarul comun.
S-a transmis o adresă către părinte pentru închirierea spațiului pentru două zile, pentru desfășurarea legilor. Am primit o adresă de la părinte, prin care mi se solicită suma de 250 de lei. Dacă sunteți de acord cu această sumă pentru toate trei zile. Ideea e pe următor. Din 2004 până în 2015, acolo a funcționat școala STUP. Deci era închiriere. Ori de câte ori au fost alegeri, acolo s-a organizat secție de vot. În august 2015, școala a rezilia contractul cu parohia. Dar acolo secția aia de vot a fost de fiecare dată verificată și avizată PIS-ul. Acum a mai venit și SPS-ul vis-a-vis de aceste transmisiuni. Plus că este înscrisă la autoritatea electorală permanentă. Stuful se află la o distanță de 3,5 km față de Sândulen. Conform legii, deci să nu fie mai departe de 3 km. Bun, distanța este, nu sunt chiar mulți alegători, dar nu că trebuie să nu ținem cont, sunt vreo 290 de cetățeni cu dreptul de vot. Și ca să funcționeze în continuare acea secție de vot, luăm închirie de la parohie pentru perioada asta 3-6, 3 înainte de data de 5, ca să poată eventual organiza, deci poate ca bine și absolut tot. Data de 6, cu toate că pe data de 5 se încheie, pe data de 6, eventual se poate să ridice materiale și curățenie. Părintele a cerut suma de 250 de lei pentru toată perioada asta. Suprafața este, deci, după câte știu eu, sunt două încăperi, una de 60 de metri pătrați, unde se va desfășura acolo activitatea regilor locale, iar cealaltă, în care se stea, eventual, știu eu, cel care va asigura paza secției de vot. Da, dar eu vreau să vă întreb acum. Punem la vot? Nu la vot, băi, stai că nu vă spune, nu? Dar dacă e închiriată ca școală, pe timp și pentru votare, se pare că asta a existat în august. Dar nu e normal dacă e școală, nu? S-a reziliat contractul în august 2015 pentru că școala a primit celălalt microbuz și atunci toată activitatea de la Stuful, adică toți elevii de la Stuful, inclusiv cei de la grădiniță și elevii, sunt aduși aici la Sândulen. Așa, nu mai funcționează școala. Nu mai funcționează. Așa, da? Aici, am înțeles. Asta am spus. Dar nu este școală, este casă facultate. Da, știu, știu. Deci, denumirea, deci noi am păstrat în continuare denumirea ca să toată lumea să știe care este. Nu credeam că funcționează clasa 1-4 și... Atunci chiar că nu avea nicio legătură, deci nu mai credeam. Da, așa e normal. Suma este acceptată. Mai ce nu știu ce de... Da, da, alte întrebări, care mai? Spune-mi la vot. Pentru. Haideți că n-am fost eu atent. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sândulen, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. În luna mai 2015, primarea Sândulen a semnat cu UNICEF o convenție de colaborare în cadrul unui proiect, incluziunea socială și furnizarea de servicii integrate comunității locale, având ca scop identificarea anumitor situații vulnerabile sau copii cu sărași. El a fost prima sesiune de deschidere, iar în cadrul proiectului au fost angajate două persoane, o persoană de asistență socială și o persoană de asistență comunitară, iar UNICEF-ul ne-a acordat 10.000 de lei, prima tranșă fiind de 4.000 de lei, rectificare de buget pe acești 4.000 de lei primiți de la UNICEF. În cadrul programului proiectului, incluziunea socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității locale. Deci 4.000 de lei veniți de la UNICEF. Banii vin strict numai pe proiect. Pe proiectul pe care ați aprobat dumneavoastră, se desfășura. Pentru identificarea persoanelor care sunt vulnerabile. Exact. A. Deci nu se dau? Dacă mai se fac întrebări? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Bine. Punctul numărul 4, diverse. Din ieri s-a vrea să fie câteva lucruri în vedere cu pregătirea secțiilor de votare.
Am avut în perioada mai din urmă controle de la ISU. Am fost verificați prin adrese de către prefectură dacă s-au luat toate măsurile pentru ca toate secțiile de votare să fie dotate corespunzător. Și vă pot informa că sunt luate toate măsurile, toate secțiile de votare sunt verificate, avem toate materialele necesare și trebuie să scoatem în evidență faptul pozitiv că cei care au gestionat și au îngrijit aceste materiale, mă refer la cabinele de vot, urne și urne mobile și dulapuri, au avut grijă de ele, sunt în bună stare de funcționare și le putem utiliza și anul ăsta, deci cheltuielile vor fi minime. Ar trebui să procurăm surse de iluminat în cazul care se ia curentul. Am făcut demersurile necesare, luăm câte o lanternă mai performantă, mai bună, puternică, ca să poată substitui în cazul în care se întrerupe energia electrică. Deci, toți candidații pot sta liniștiți că vor avea condițiile corespunzătoare ca să se desfășoare în condițiile de anul. Numărăm voturile, sunt. De asemenea, trebuie să știți că birourile electorale sunt complete, cu persoanele care s-au înscris și pot să ocupe aceste funcții, sunt verificate, au fost examinate. Încă o dată, suntem siguri că nu vom avea probleme și o să fie un scrutin de alegeri civilizat, frumos, fără alte evenimente nedorite. Și în altă ordine de idei, având în vedere că aceasta este ultima ședință a Consiliului Local, eu, ca și vicepreședinte, aș vrea ca să mulțumesc tuturor consilierilor că au colaborat cu mine, au avut înțelegere, pentru că nu există funcții fără să nu aibă și probleme mai puțin bune. Am depășit acele momente, am ajuns la final și suntem din nou prieteni ca și la început. Pe mine personal să știți că mă bucur foarte mult că am păstrat aceste relații de amiciție, având în vedere faptul că și este sfârșitul carierei, nu m-a sfârșit de mandat, pentru că o să mă pensionez și trebuie să spun încă o dată mulțumesc pentru colaborare. Și doresc la toți competitorii succes. Acum să completezi, Leonica, trebuie să faci masa când ești la fel. Că aici ești la fel. Faci și masă, vezi bastonul. Da, bastonul. Și eu să spun în privința alegerilor acum. Satul Vârzulești, știți că este un sat foarte îngătrânit. Și peste deal nu se poate duce niciun cetățean, că cu ploile astea știți cum este. Să iei roata împrejur, și aici se depășește 3 km, dacă nu mai bine, să iei jurul împrejur. Ar trebui la nivel de comună, toți candidații care candidează, să se împreuneze și să găsească o soluție. Aici vin să completez. Noi am încercat în ființarea votării, în ființarea unei secții de votare a Buzăiești, dar nu fi nicio instituție publică la nivelul statului Buzăiești, nu am putut în ființa. Bine, sunt de acord aici, dar pe partea asta, dar trebuie să meargă lumea la votare. Sunt două secții. Am explicat de ce nu e secția de votare. Nu se poate că e... Referitor, referitor la transport, e o situație puțin mai complicată, eu sunt de acord, dacă și ceilalți candidați sunt de acord, nu știu cum, înainte avea microbusul școlar care era primărie și chiar și la lege din 2012, toți candidații au fost de acord ca viguri candidații să vină cu mașina de transport școlar. Acum situația este mai complicată, că mașina este de transport școlar și este prin MDRP, prin Ministerul Dezvoltării, nu este prin primărie. Nu știu care va fi o soluție, soluția fiind doar una singură. Toți cei 5 candidați să închiriem un microbus. Altă soluție nu există. Dar e după cu tractorul acum. Să meargă lumea la voastră. Dar asta e singura soluție, adică singura soluție. Trebuie înțelegere între candidați. Eu chiar i-am spus. Deci, la strategia acolo, proiectul care o să
Nu a fost de acord cu părintele de cap. Da, da. Nu a fost de acord cu părintele de cap. Nu a fost de acord cu părintele de cap. Așa e casa parochială. Deci nu a fost de acord cu părintele de cap. E oratoriu, deci astfel e. Părintele de cap nu a fost de acord. Doamna Angelica, sunt două care... Instituții. Sunt de acord, pot? Pun un microbus. Adevărul e normal. Ilegal? A venit la altă zi. Dacă sunt de acord, toți. Dacă sunt de acord, toți. Dacă suntem de acord, toți. Semnează toți cu candidații? Dacă suntem de acord, toți. Unul, dacă nu este de acord, nu puteți. Nu poți face. Hai, se găsește o modalitate. Trebuie să găsească o modalitate, nu se poate. Da. Vă dați din gură că ți-ai închis și ți-a rușit bateria acum. Da. Sifra. Dacă zic, poate să mă spune eu pe ordinea de zi? Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, după ce încetează ploile, dacă s-a gândit să balastreze drumurile unde au fost spalate. Evident, adică dacă nu putem să intrăm în balastelă deocamdată. Că nu sunt bunătățite, vremea dar să s-ar putea face ceva și de verifica șanțurile. De ce? Pentru că vă dau un exemplu la mine pe stradă. Știu. Mi-este făcut șanțul și fuge apa pe drum. Și a făcut șanț pe mijlocul drumului. Trebuie de făcut ceva, nu știu, de refăcut șansul, de pus un port, ceva. O să refăcut și șansul, o să refăcut șansul, de la deal până la oare. Tu poate și gata. Te ploaie? Un alt lucru care aș vrea să-l ridic, problema cu gunoiul. Am observat că Romprestu a început să presteze. Ne încadrăm în banii respectivi care i-am adunat în începutul anului. Nu am avut discuții cu, în legătură cu banii, dacă ne vor ajunge sau nu ne vor ajunge sau nu ne vor ajunge. Deocamdată nu știm nimic, pentru că Romprestu nu ne-a transmis decât o singură adresă prin care solicita o anumită sumă de bani, dar acea sumă de bani a fost pe luna februarie, credeți? S-a luat noastră doamne, dar în așa nu a efectuat nicio lucrare. Deci, pe luna martie sau aprilie, când a început ei, nu au avut nicio adresă. Așa este, mai timp putem să spunem că sunt acostați 40 de mii. Cred, 40. Și ce doar în ele? Cât vom mânca sau? Dar problema nu este numai la nivelul comunei, să nu este la nivelul de județ. Și la anul vom intra cu noile taxe, nu? Ar o prestu. Care noile taxe? E 3 lei și... Nu s-a discutat nimic, nu s-a discutat de noile taxe. Noi vorbim din taxele aprobate de Consiliul Local din ședința din luna decembrie. Deci noi nu avem, noi avem o hotărâre de Consiliul Local și din taxele noastre care au fost aprobate, iar taxele Romprestu nu au fost luate în considerare. Au fost luate, să zicem, supuse ordine de zi într-o ședință, dar nu au fost aprobate de Consiliul Local. Dacă acele taxe vor fi modificate, cu siguranță nu vor fi modificate de primar, că la un moment dat chiar mi-a spus dacă se aprobă acele taxe, nu vor da demisia de funcția de primar, iar dacă acele taxe vor fi aprobate, vor fi aprobate de Consiliul Local. Deci nu primarul aprobă, eu am înțeles întrebarea puțin cam tendențioasă și de asta răspund, primarul nu aprobă taxe. Ședința consilierii local aprobă acele taxe. Deci dumneavoastră aprobați aceste taxe. Eu nu sunt în măsură să aprob acele taxe. Chiar nici inițierea proiectului nu a făcut de aprobarea acelor taxe. Alte întrebări. Eu pot să vă mai spun o veste bună pentru viitorul primar. Înainte, primăria plătea toți membrii din biroul electoral central, aici al circumscriției Sandure. Noi am alocat prin proiectul de buget 50.000 de lei. Toate sumele de bani sunt venite de la prefectură și cei 50.000 de lei, nu aproximativ, să zicem 40.000 de lei vor rămâne în bugetul local.
Poate vă întrebați de ce cadastru cu punte de la Mateiești. După cum vedeți, în continuu pe perioada de 4 ani de zile și mulțumesc și lui Neonică, chiar dacă au mai fost discuții, pe perioada de 4 ani de zile s-a încercat doar rezolvarea și foarte multe investiții, dar rezolvarea problemelor care au fost până în 2012, referitor la anumite documente. Acum încercăm să depunem acest proiect, investiția, reactualizarea proiectului și depunerea pe planul național de dezvoltare locale, dacă ne vor aproba, va fi un, vreau să spun că reactualizarea, valoarea de reactualizare a proiectului pe Putea de la Matești este de 11 miliarde. Este o sumă foarte mare și foarte greu de suportat din bugetul local, 11 miliarde. Da, suntem la jumătatea anului. Este o lună de zile. Cu apa, cum rămâne? Cu apa, vreau să spun și cu apa. Nu e normal să mă întrebați cu apa. Și e ok, puteți să mă întrebați mereu, că eu am explicat și apa, vreau să spun că am explicat și în fața camerei acum. Eu am explicat. Ea a fost o situație grea pentru că nu au fost toate documentele. Iar acum avem toate documentele și s-a constatat chiar în ședința din luna aprilie. Țeava, conducta, care trebuia să fie de 110, montarea hidranților s-a făcut pe țeavă de 75, iar ISU nu ne dă avizul de la ISU. A fost un verificator de proiect cu doamna Nicoleta, 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni, în fiecare zi s-a dus la doamna domnișoară Albert Angela pentru rezolvarea acestei probleme. Și s-au găsit soluții, iar în acest moment trebuie să ducem la verificarea proiectului. La doamna Ghera nu a verificat proiectul, a verificat planul cu modificări respective pe țeavă. Deci e o situație de... Crea. O situație foarte grea a fost cu alimentarea apă, dar avem toate documentele. Avem și avizul de la ISU, dar avem aviz de la ISU pe țeavă de 110, dar în teritoriu sunt țevi 90 și 75. Iar normativele din 2001 precizează că hidranții se vor monta pe țeavă de 100. De 100 de acum. De hidranți nu s-a discutat de hidranți. Hidranți nu a discutat, în ședința trecută a discutat. Când proiectul e gata, am spus că e gata, de hidrați nu am discutat. Dacă aveți de banii rămâne continuare, da, aici vreau să, vreau să precizez ceva, foarte mulțumesc că mi-a spus întrebarea asta. Sunt 52 de miliarde la apă și 11 miliarde și 200 la asfalt. La asfaltul de la acolo. Banii sunt prin bugetul lor, sunt contractele sunt semnate cu Ministerul Dezvoltării, nu e nicio problemă. Problema va fi dacă până în 2018 nu vom termina investiția. Contractele sunt semnate până în 2018, 31 decembrie 2018. La asfalt mai vine acum cineva? Trebuie să vină. În campanie și domnul. Campanie. Directorul în campanie și el candidează pentru primăria Buzău. Da, alte întrebări. Ce se mai zice? Mai zice, mă zice, domnul primar, destul și mai zice. Cu puncte la Mateiești, e o problemă acolo. Când au făcut proiectul acolo, cadastru ce au făcut, nu era clar. Acum, fie din teritoriul primăriei, fie din teritoriul oarilor, nu știu ce spune. A început și din calamități. Nea Vasile, nu se cere asta, bă, registrația s-a schimbat, Nea Vasile, și în timp registrația s-a schimbat, așa era. Registrația s-a schimbat, nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Nu a fost procese verbale în fază determinată, semnată de ISC, s-a efectuat expertiza, adică intrarea în legalitate și conform legii 50 se precizează intrarea în legalitate pe bază expertiză în momentul când nu ai procese verbale semnate de ISC și reactualizarea proiectului. Ei, reactualizarea proiectului înseamnă toate documentele de la început. Da. Am fost cu Nicoleta acum în octombrie, parcă la domnul Babiu. Cel care a făcut proiectul. Atât. O statul doar. Clar așa. Nu sunt toate întrebări.